Incendiu devastator noaptea trecută în capitală, un etaj al unei clădiri de birouri a ars complet și altele au fost avariate după ce flăcările s-au extins cu repeziciune din cauza vântului. Pagubele înregistrate sunt considerabile. Din fericire, nimeni însă nu a fost rănit. Flăcările au pornit de la primul etaj al clădirii și s-au extins cu repeziciune. Din cauza căldurii, dar și a fumului, au fost afectate și etajele învecinate. Șase autospeciale cu apă și spumă, trei echipaje de descarcerare, două ambulanțe și două autoscări au intervenit la fața locului. A strigat și am coborât și am ieșit cu bine și acum... Ce a strigat băiatul? Pe telefon. Da, și 112. Am auzit pe el și... Ați ieșit afară ce? Un foc mare acolo pe doi. Mai erau oamenii înăuntru? Nu. Cred că a fost noi și atât. Doar noi. În momentul în care am ajuns la locul intervenției, incendiul se manifesta violent la etajul 3 a acestei clădiri. Am intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului. Clădirea este afectată în proporție mai mare datorită fumului și temperaturii care a distrus geamurile de la etajul superior celui incendiat. Puteți spune ceas? În general, hârtie, carton, materiale textile. Din primele estimări, pagubele materiale au fost considerabile. Din fericire, însă, nimeni nu a fost rănit.